Un incendiu de proporții s-a produs în noaptea trecută la un depozit de piese auto situat pe strada depozitelor din Deva. Flăcările s-au extins rapid, iar intervenția pompierilor pentru a lichida focul a durat 4 ore. Din fericire, nu au existat victime, doar pagube materiale care urmează a fi evaluate. În cursul nopții trecute, pompierii hunedoreni au acționat pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de piese auto, în cadrul căruia se aflau și anvelope noi, situat pe strada depozitelor din Deva. Aceștia au intervenit la fața locului cu 3 subunități și 7 auto speciale pentru stingerea focului care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Au existat multiple posibilități de extindere, având în vedere faptul că au fost materiale plastice care au ars. La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, cu o foarte mare degajare de fum și cu posibilitatea de extindere a flăcărilor la o altă hală din apropiere. Pompierii au localizat prompt incendiul, după care au acționat mai bine de 4 ore pentru lichidarea acestuia. Un echipaj de pompieri, care încadrează o autospecială de lucru cu apă și spumă, se află în continuare la fața locului în supraveghere. Având în vedere amploarea evenimentului, la locul intervenției s-au deplasat inspectorul șef Alisu Hunedoara, prefectul județului, șeful inspecției de prevenire și reprezentanți ai Gărzii de Mediu. Comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara au fost și ei solicitați să intervină la fața locului, iar zilele viitoare aceștia vor efectua controle la depozitul ce a fost cuprins de flăcări. Ne-am deplasat și noi la 2:40 la fața locului, unde într-adevăr incendiul se manifesta pe suprafață mare. Ca urmare acestui lucru, așteptăm raportul ISU cu privire la cauzele declanșării incendiului și după aceea urmează să facem un control de fond vis-a-vis de respectarea autorizației de mediu la acea societate comercială. Acest lucru se va desfășura în zilele următoare. Din fericire, nu au existat victime. Pagubele materiale înregistrate în urma incendiului urmează a fi evaluate.